Salutare, oameni buni, pentru ziua de marți, 2 februarie, o să fac un bilet la pariu. Biletul de duminică a fost câștigător, am avut Lille DNB 1, am avut FCSB să dea 1-3 goluri, a câștigat 2-0, am mai avut Roma 3 plus goluri și am mai avut din Germania 2-6 la Leverkusen cu Freiburg, a fost 1-2. Pentru meciurile de astăzi, marți, avem așa un meci restanță în Anglia, Manchester City, Wolves. City într-o formă incredibilă, are vreo 11-12 meciuri la rând câștigase în campionat, pe locul 1, la o distanță foarte mare. Wolves, o echipă extrem de modestă anul acesta, l-a pierdut pe Jota în doamna trecută. Au și câțiva absenți, Marcal, Jimenez, Podence, jucători destul de important Podence pentru ei. Wolves ocupă un loc foarte jos, pe locul 12, 27 goluri date, dar 33 primite. E adevărat, are în ultima vreme niște egaluri, niște victorii cu Leeds 1-0, 2-1, 1-0-0, 1-2-1 cu Arsenal, dar echipa, dar nu cred că vor avea șanse cu City. Joacă 1 solist pe City la cota de 1.23. Să joc din meciul Spezia Juventus, o ofensivă foarte bună, chiar dacă ultimul meci a fost slab, a făcut doar 1-1 cu Verona. Juventus este aproape de locul 2, aproape de AC Milan, e la vreo 3 puncte. Eu zic că are șanse să se apropie. Juventus are jucătorii apți, sunt și Rabiot, sunt și Kulusevski și McKennie, Ronaldo. Probabil va reveni și Dybala, care și-a revenit un pic după o accidentare. Cu Spezia totuși, care a făcut câteva surprize, a bătut pe Milan 2-0, a mai bătut pe Sassuolo, a pierdut cu Fiorentina 0-3, acasă cu Parma 2-2, oricum acasă a făcut niște rezultate mai bune, unul solid la cotă de 1-28 pe Juventus. Iar apoi, tot de astăzi, mai merg pe turnele de tenis, avem Bagnis și Tiafoe la un turneu pe zgură în Buenos Aires. Bagnis e un jucător care a făcut săptămâna trecută un turneu foarte bun, a ajuns în semifinale venind din calificări unde a pierdut cu Ramos 1-2. În meciurile de pe tablou principal acolo bătuse pe Kicker, cu Delbonis s-a arătat Delbonis, a mai bătut pe Kovalic 2-0, deci nu e cine știe ce nume, nici Kovalic, nici Kicker, totuși a avut niște victorii bune, de aceea cota apropiată 1.85 cu 1.9. Bagnis este mult mai jos pe locul 100 și ceva, cam acolo a fost toată cariera. Tiafoe e un jucător mult mai de top, care a arătat că poate să bată mulți jucători de top, victorii cu Kecmanovic, victorii cu Gerasimov. La Australian Open a câștigat un meci pe tablou principal, apoi a pierdut cu Djokovic, dar a reușit să ia set sârbului. Eu zic că Tiafoe este un jucător mai valoros, o să joc minim un set Tiafoe la 1.38. Mai pare pe meciul dintre Kiss și Bencic. Kiss o jucătoare cu serviciu foarte puternic, rapid, în Nick Bencic o jucătoare mai variată, cu variații mai mare. A avut tens apoi la turneul de la Adelaide, a făcut 3 victorii, dar cu jucători mai slabe, Misaki 2, Sanders, Corey Goff a fost o victorie set, o să joc minimum set pe Kiss. Din aceste 4 meciuri, Manchester City 1, Juventus 1, minimum set Tiafoe și un minimum set Kiss, facem o cotă de 3.09. Asta e biletul meu pentru marți 2 februarie. Mersi de atenție, baftă la pariu!